La data de 15 martie, anul curent, polițiști din cadrul secției 3, Poliție Rurală Motru, au identificat un bărbat de 44 de ani din comuna Mătăsari, în timp ce conducea un autoturism pe drumul comunal 77 Croici, nenmatriculat, în circulație și fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul nenmatriculat și conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. La data de 15 martie, anul curent, polițiști din cadrul secției 3 Poliție Rurală Motru au identificat un bărbat de 44 de ani din comuna Mătăsari, în timp ce conducea un autoturism pe drumul comunal 77 Croici, nenmatriculat în circulație și fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul nenmatriculat și conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.